stația Fetești. Suntem în trenul Regio 8202 Constanța Buzău. Și vom face deci un videoclip de la Fetești până la Făurei. Compartiment de clasa 1. Trenul are două vagoane. Ceva de marfă. Depoul Fetești. Părțim de magistrala 800 și intrăm pe linia 702 Fetești-Făurei-Buzău. Constanța. Cine mai urcat de la Fetești? De la Fetești ne-am urcat să vei urcă pentru că am dat. De la Fetești ne-am urcat. Destul de lung. Lăsăm în spate magistrala 800 Mangalia București Nord și ne îndreptăm către Sandrei, Movila, Ialomița, Spicu, Cireșu, Făurei, Buzău. Am început să prindem viteză aici imediat după ce am despărțit de magistrala 800. Prima oprire este Movila. Se pare că aici este o linie destul de bună față de alte porțiuni. Magistrala 702 este electrificată și dublă. Lucru foarte bun. Facilitează transportul rapid pe calea ferată din spatele acestea Dobrogei către Muntenia Estică.
Am demarat. De la Fetești până Fulgrei sunt 89 de kilometri și sunt parcursi în 2 ore. Cu un tren în regio și într-o oră și 25 un tren interregio. Oprirea este Alta Dudești, Scărnătești, Cireșu și Făurei, destinația noastră de astăzi. Ne aflăm în mijlocul Câmpiei Bărăganului. Este la data de 16.23 la 10.35 de minute. Am plecat la 9.40 și vom ajunge în Făurei la 11.00. Alta Dudești. Alta Scărlătești și de acum înainte mai avem jumătate de oră până la Făurei. Merge destul de bine, s-a mers în jur de 70-80 km pe oră constant. Este un lucru foarte bun. Mai ales că pe aici, pe magistrația spre Sfântul Interregio, Suceava, Constanța, Iași, Constanța. Și 4 trenuri în regie. Alta Scărlătești. Următoarea este Cireșu. Și la urmă Făurei. Ne apropiem de finalul călătoriei, așa că eu mi-au rămas bun de la voi. Vă mulțumesc că ai dat acest videoclip, dați like, abonați și like. De vedea un videoclip cu terminița. Și nu uitați, fiecare călătorie este bun. La revedere!
una stația Făurei, nod feroviar de care ferat. Am ajuns la Făurei. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. La revedere!